În acest scurt video, vă voi arăta cum să folosiți aplicația de editare foto gratuită ChatterPixKid pentru o activitate de Ziua Europei. Voi explica funcționalitățile de bază, urmând ca voi să explorați alături de elevi tot ce se poate face cu această aplicație simpatică, accesând și fișa de activitate în dreptar digital de mai sus. Aplicația poate fi descărcată atât din App Store, cât și din magazinul Play. Am ales pentru astăzi să vă arăt cu un telefon cu sistem de operare Android. După cum vedeți pe ecran, am descărcat deja aplicația din magazinul Play. Iconița ei este acea mutrișoară zâmbăreață. Voi intra în aplicație, unde mă va aștepta un mesaj de întâmpinare. Duck, duck, moose. Welcome to ChatterPix. Apoi, observ pe ecran două opțiuni. Butonul portocaliu Take Photo, fă o fotografie, sau cel roșu Gallery. Galerie. Accesez galerie doar dacă vreau să folosesc o imagine din galeria aplicației. Dar eu voi alege să personalizez proiectul și de aceea selectez Take Photo. În partea de sus a ecranului se va deschide camera din față a telefonului, care poate fi schimbată cu cea din spatele telefonului pentru a fotografia un obiect sau un desen. Pentru fotografiere, apăsați butonul portocaliu cu cameră foto. În stânga butonului cu simbolul fotografie, mai apare un buton cu două fotografii mai mici, pe care îl voi folosi și eu pentru a încărca o fotografie din telefon. Am ales să înregistrez vocea mea timp de maximum 30 de secunde pentru a anunța tema lecției despre Ziua Europei pe acest desen tare drăguț creat pentru mine de un fost elev. Așadar, am fotografia, apăs Next din colțul din dreapta sus și, așa cum arată pe ecran, glisez cu degetul unde aș vrea să fie gura personajului care va vorbi și voi face acest lucru. Da, nu mi-a ieșit bine din prima, o să mai fac o dată. Să fie cât mai aproape de zona gurii. Bun, observați că în acest moment s-a activat butonul roșu de microfon, de mai jos. Iar acum, pentru înregistrarea vocii, voi apăsa pe microfon, moment în care va apărea o numărătoare inversă 3, 2, 1 până la înregistrarea vocii. Record in 3, 2, 1, go! Dragi elevi, în lecția de astăzi de Ziua Europei, vă invit să facem o călătorie în trecut și să descoperim momente importante din istorie, invenții, evenimente din sport și societate și multe, multe alte lucruri care au format Uniunea Europeană așa cum este ea astăzi. Vă aștept să ne conectăm în conferința online de la ora 10. Putem să așteptăm până la finalul celor 3 secunde? Bun. În acest moment, pe ecran, pot să ascult ceea ce am înregistrat apăsând butonul verde sau pot înregistra din nou dacă nu sunt chiar mulțumită. Și observ că sunt ok cu vocea, nu mi rămâne decât să apăs Next. În acest moment, materialul meu video este gata.
Pot să aleg opțional să adaug diverse filtre, texte sau elemente de decor. În acest moment nu voi adăuga nimic peste text și voi alege butonul Next, să merg mai departe. Bun. Materialul este gata. Am pe ecran opțiunea de coș de gunoi, dacă m-am răzgândit și vreau să-l șterg. Am butonul Play, pe care pot să ascult ceea ce am înregistrat. Și mai am un buton cu un telefon și o săgeată, care îmi permite să descarc videoul în telefon. Ceea ce voi face eu. În acest moment, aștept până când este descărcat și mă va anunța că exportul este complet. Totodată vreau să știți că videoul se salvează automat în galeria aplicației, deci puteți reveni asupra lui mai târziu pentru a-l salva în telefon. Așteptăm puțin în funcție de cât am înregistrat. În acest moment exportul este complet. Asta înseamnă că îl puteți vedea deja în galeria telefonului la videouri. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă doresc spor la creat personaje care vorbesc cu Chatterpix Kids. Așteptăm activitățile voastre în contul vostru de pe www.îndreptardigital.ro. Toate cele bune!